Horoscopul zilei de 27 aprilie 2023 Berbecii merg în vacanță. Află ce se întâmplă cu zodia ta. Horoscopul zilei de 27 aprilie 2023 spune că nativii din zodia berbecului au parte de surprize. Astrele spun că acești nativi s-ar putea să înceapă să-și planifice vacanța. Se anunță multe momente frumoase pentru cei mai mulți nativi din zodiac. Nimic nu este imposibil pentru zodiile care își doresc cu adevărat o schimbare. În această perioadă viețile nativilor sunt marcate de evenimente importante. Cele mai multe zodii vor trece printr-un proces de învățare. Horoscopul zilei de 27 aprilie 2023 Horoscopul zilei de 27 aprilie 2023 spune că zodiile nu trebuie să se teamă de viitor. Chiar dacă simt că au parte de pierderi și momente dificile, astrele spun că zodiile vor reuși să treacă peste aceste impedimente. Nativii se bucură și de sprijinul pe care îl primesc de la energia din univers. Nativii sunt influențați de energie venită de la planeta Mercur. Descoperă ce-ți rezerva astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec, 21 martie-19 aprilie este bine să te concentrezi pe țelurile tale. Astăzi, luna este în rac, iar acest lucru are o influență directă asupra puterii tale de convingere. Vei vedea că ești persuasiv în conversații. Astrele spun că ajungi cu ușurință oriunde îți dorești. Creativitatea ta depășește imaginația oricui. Taur, 20 aprilie 20 mai. Taurii își găsesc curajul și puterea de a pune capăt unei relații toxice. Astrele sunt de partea ta și încearcă să-ți ofere puterea necesară pentru a merge mai departe. Astăzi vei învăța să te pui pe primul loc și să-ți prioritizezi fericirea. Este o zi perfectă pentru a avea grijă de tine și pentru a te răsfăța. Ai în față multe reușite pe plan personal. Gemeni, 21 mai 21 iunie gemenii trebuie să învețe să nu se mai compare cu cei din jurul lor. Energia zilei te influențează în mod pozitiv. Cu toate acestea, există multe momente în care te pui singură la pământ din cauza gândurilor negative. Încearcă să te concentrezi asupra planurilor pe care ți le-ai făcut și să nu te abați de la ele. În felul acesta te vei simți mai puternică în viitor. RAC 22 iunie, 22 iulie. Este o zi perfectă pentru a fi determinată să reușești, spune iurtango.com. Astrele spun că faci un progres semnificativ pe plan personal și profesional. Conversațiile cu cei din jurul tău sunt mult mai pline de înțelesuri decât crezi. Vei avea parte de o zi productivă, iar acest lucru se datorează faptului că ai reușit să te odihnești. Leu. 23 iulie, 22 august. Astrele spun că vei avea de luat decizii importante. Gândul tău se îndreaptă la familie. Aceasta este pusă pe primul loc pe tot parcursul zilei. Nu ești dispusă să faci compromisuri când vine vorba de fericirea celor dragi. Ești o zodie de foc puternică și muncitoare. Astrele spun că eforturile tale vor fi răsplătite întotdeauna. Fecioară, 23 august-22 septembrie Horoscopul zilei de 27 aprilie 2023 te sfătuiește să fii grijulie. Când vine vorba de deciziile pe care le iei pe parcursul acestei zile, astrele spun că nu trebuie să te grăbești. S-ar putea să ai parte de pierderi financiare. Astăzi te-ai putea confrunta cu o adevărată provocare pe plan financiar. Nu lăsa impulsivitatea să pună stăpânire pe deciziile tale. Balanță: 23 septembrie-23 octombrie. Balanțele sunt sfătuite să se concentreze mai mult asupra sferei familiei. Astrele spun că este o perioadă în care ar trebui să petreci mai mult timp cu cei dragi. Încearcă să te deconectezi puțin de la stresul cotidian. În timp ei observa la tine diferențe importante. Ai nevoie de mai multă odihnă în această perioadă. Scorpion: 24 octombrie-21 noiembrie. Scorpionii sunt sfătuiți să lase trecutul în spate. Astăzi s-ar putea să te confrunți cu episoade de melancolie. Există posibilitatea să privești trecutul cu o oarecare dorință de a te întoarce în el, încearcă să te concentrezi asupra momentului prezent și să deschizi uși noi pe plan profesional drumul tău nu se oprește aici. Săgetător, 22 noiembrie-21 decembrie Săgetătorii muncesc din greu pentru proiectele în care se implică. Astrele spun că este momentul oportun pentru a te face remarcată pe plan profesional. Încearcă să nu mai fugi de probleme și să le confrunți. Dispui de toate resursele necesare pentru a evalua și pentru a te înconjura cu energie pozitivă. Capricorn, 22 decembrie-19 ianuarie. Horoscopul zilei de 27 aprilie 2023 spune că tu reușești întotdeauna să faci lucrurile să se întâmple. Astrele spun că pasiunea ta este impresionantă. Energia pe care o pui în sarcinile de la locul de muncă te ajută să depășești orice impediment. Cheia reușitei se află în colaborarea pe care o ai cu partenerii de afaceri scrie astrolui, com. Vărsător, 20 ianuarie, 18 februarie. Horoscopul zilei de 27 aprilie 2023 spune că nativii din zodia vărsătorului sunt în căutarea dragostei adevărate. Astrele spun că pentru tine este important să găsești partenerul ideal pentru a forma o familie. Uneori dorința noastră nu merge mână în mână cu planurile Universului pentru noi fi răbdătoare și nu-ți pierde speranța. Pești, 19 februarie-20 martie Nativi din Zodia Peștilor la sușile deschise în viața lor. Astrele spun că vei cunoaște o persoană care îți va schimba complet perspectivele de viitor. Încrederea este foarte importantă pentru tine și te bucuri să găsești oameni pe care te poți baza cu adevărat. Se anunță multe momente frumoase pentru tine în zilele ce urmează.